În porturile de la malul mării se aflau miercuri dimineață 39 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 38, erau în portul Constanța și una în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 10 septembrie 11 nave. Dintre acestea, 10 așteptau pentru operare, iar una nu avea operațiuni portuare. La avizări, miercuri dimineață, potrivit raportărilor, erau 10 nave, 6 pentru portul Constanța, 3 pentru portul Midia și una pentru portul Mangalia.